În sfârșit, după mai bine de un an și ceva de zile, am reușit să materializăm prima expoziție dintr-un demers al Galeriei Galateca, pe care l-am inițiat împreună cu Adina Rențea, acela de a prezenta publicului bucureștean cele două școli bine cunoscute de artă, respectiv școala de la Cluj și școala de la Baia Mare. Sunt 36 de artiști prezentați. Am inițiat deja o serie de artist talk-uri pe care le vom prezenta online, dar și în perioada 1-8 iunie, în cadrul Romanian Design Week. Omul modern este căzut sub semnul pierderii înțelesurilor și singura salvare vine de la tradiție, de la întoarcerea spre trecut. Orice artă serioasă la un moment dat, de fapt asta a făcut. Toată opera scrisă în lume este inspirată din muzica lor populară, cum ar veni, pentru că avem exemple aici. Și pentru noi, în care avem așa o bogată încă artă de descoperit și de cercetat, este o șansă să putem să continuăm, pentru că avem resursele. Desigur, nu este o expoziție care să dorească neapărat spectaculoasă. Există, bineînțeles, și la Cluj și artiști care fac instalații sau mult mai șocant. Nu ne-am propus de data aceasta acest lucru. Sunt mulți și dintre cei care sunt aici care au lucrări mari sau altfel decât cele care le prezint aici, însă am vrut să fiu un eșantion din ceea ce se întâmplă acolo și care este compus din artiști care într-un anume fel sunt legați și de persoana mea, sau, pentru că toți au fost studenții la un moment dat. Unii întâmplător și cei mai cunoscuți de acum au fost din clasa 5-a până la 12 și apoi la facultate, 6 ani și apoi masterat și așa mai departe, unii dintre cei mai cunoscuți chiar așa, dar alții au venit special pentru, deci toți care expun în ultimele expoziții sau în ultimii ani, 20 de ani, am expus cu cei care au studiat cu mine sau am studiat poate împreună. Suntem fericiți să participăm la un moment al școlii de la Cluj, pentru că se întâmplă lucruri semnificative acolo și apreciam faptul că de multă vreme Clujul este pe harta, așezat foarte serios pe harta culturală a lumii. Am evidențiat oameni, tendințe, prezențe consistente pe scena internațională, prezențe în cam toate marile muzee ale lumii. Școala de la Cluj este prezentă în marile muzee ale lumii, mai puțin în muzeele din România, și este un lucru destul de grav și impardonabil, dar ne bucurăm măcar de astfel de secvențe în care dialogul faptelor este esențial, pentru că și în jurul nostru și la București este o școală mare, sunt foarte mulți studenți, este nevoie de un dialog al faptelor, este nevoie de o motivație și până la urmă toată lumea are de câștigat. Sigur că au mai fost prezențe ale școlii de la Cluj în București, nu atât de des cât ne-am dori și nu știu dacă și ei își doresc drumul spre București în aceeași măsură în care ne dorim noi să facem, să-i vedem. Am văzut că și-au creat un destin european și internațional, având argumente puternice. Argumentele au fost oamenii și unul dintre cei care a contribuit decisiv la formarea generației de artiști. Și identificam într-un număr din revista Arta, am identificat acum prin 2012, 11-12, cred că am făcut un număr despre noul figurativ, despre
Școala de la Cluj era prezentă cu vreo 5 valuri de artiști deja consacrați cu diferențe esențiale între ei și sunt convins și am văzut și aici că deja valurile au continuat, sunt deja mult mai multe etape în care școala se dezvoltă și este o prezență extrem de provocatoare pentru spațiu și pentru scena românească și pentru spațiu internațional. Ce înseamnă fenomenul artistic al școlii de la Cluj? Prin ce se definește el? Care sunt caracteristicile lui? Care este acel spirit care unește acești artiști în jurul acestei școli? Și din nenumăratele discuții și din ceea ce am văzut până acum, aș putea să vă spun și dumneavoastră, deși dialogul cu Opera de Artă, sigur, va fi mult mai important decât ceea ce am reușit eu să extrag din nenumăratele discuții cu dânsul și cu artiștii pe care i-am vizitat la Cluj, în atelierele lor, că dincolo de un talent și de o inteligență artistică, de multe ori ieșite din comun, e vorba de foarte multă muncă. E vorba de muncă, de idee, de cum reușești să transpui ideea în artefactul artistic, de momentul respectiv și de tipul pentru care ai creat ideea respectivă. Cam asta înseamnă, pe scurt, foarte pe scurt, spiritul și emulația ceea ce a produs școala de la Cluj.